Father, Hristos, tu că Hristos nu e ce vorbește Domnul în formă mică. În vremea aceasta, și Brother, tu că Hristos nu e să înaintează cu mine toate și nu-ți face plan. Vreau și Brother, tu că Hristos nu e să te întăresc, să te ridic, să te pregătesc, să dau putere și tu că puterea te este mică. De multe ori stai la răspândie de drum și Brother, tu că să-ți crezi capul în fața vrăjmasului. Hotărârea care ai luat-o ține de ea și luptă, te lupta cea bună și tu că Hristos nu. Venirea mea este aproape și timpurile sunt grele. Strimte, Stuber Hristos, venaie se vor strâmbtora și mai mult. Vor fi semne, Stuber Hristos, Stuber Lagaie, pe tot pământul, într-un fel și în altul, și într-un loc și în altul. Să nu ești pregătit și voi, Hristos, Stuber Hristos, venaie pentru ziua cea mare. Pentru că va veni vremea, Stuber Hristos, Stuber Hristos, Stuber Hristos, venaie, în care valurile vor fi înalte, Stuber Lagaie, și nu vor fi cu tine. Va veni vremea, Stuber Hristos, Stuber Hristos, venaie, în care lucrurile se vor încreuna din ce în ce mai mult. Strânge cu mine și cumpăra ori curat. În vremea aceasta dezlipește-te de lucrurile Stuber Hristos, Stuber Nagaie de pe pământ. Ațintește-ți privirea în sus, pentru că te-am luat și te-am ținut în mâna mea. Te-am ținut la adăpost cum îți ține clos ca pui și te-am ales și Brother Stuber Hristos de unul fiecare în parte. Te iubesc și nu vreau și Brother Stuber Hristos, Stuber Nagaie ca inima să-ți fie împărțită. Strânge cu mine în toate Stuber Hristos, Stuber Nagaie și nu te adăpa din lapele otrăvite care de multe ori vrăjmasul Hristos, Stuber Hristos de aia te momește și caută Stuber să te plece când la stânga, când la dreapta. Atacă-te din izvorul curat și Brother Hristos, Stuber Hristos, Stuber Nagaie, pentru că sunt în controlul tuturor lucrurilor și vreau să desăvârșesc parte cu parte pe voi. Vreau să fac o scăldătoare. Vreau să intru de la suflet la suflet și din cort în cort. De multe ori nerăbdarea te cuprinde și vrăie Hristos, Stuber Hristos, venaie. De multe ori dezgrădește necredința și împietrirea voie stăpâine peste inima ta. Văd-o cercetare și o cântărire să nu te cântăresc eu, pentru că vreau și Brother Stuber Hristos, Stuber Nagaie, să moștenesc ceea ce ți-am pregătit, Stuber Hristos, venaie, un loc minunat la care vrăjmașul mult se vrăie Hristos, Stuber Nagaie, ruptă și răgnește Stuber Hristos, Stuber Nagaie, la unul fiecare în parte. În vremea aceasta vechează Stuber Hristos la privire, la gândire, la vorbirea Stuber Hristos, venaie, care de multe ori Stuber Hristos, venaie, nu este o vorbire dreaptă cu sare și în cuvânt. De multe ori te pripești în Brother Stuber Hristos, venaie, și dai pulverit oricărui duc. De multe ori gândurile tale, Stuber Hristos, Stuber Hristos, venaie, nu sunt gândurile mele și planurile tale nu sunt planurile mele. În vremea aceasta, și Brother Hristos, prețuiește-o și bucură-te, nu lăsa întristarea să pună stăpânire peste ființa ta. Și în vremea aceasta să stai în odăiță, Stuber, și să mă chem și să mă pun la încercare, Stuber Hristos, Stuber Hristos, venaie, pentru că am lucrat între voi. Și vreau și Brother Stuber Hristos, venaie, să fac o unitate sfântă. Vreau și vrăie centa Hristos, Stuber Nagaie, să îndepart unele legături și poveri străine care de multe ori te țin în loc, îți ia puterea, Stuber Hristos, venaie, și nu mai poți înțelege, nu mai poți înainta. De multe ori și Brother Hristos, Stuber Nagaie, cazi de ambele picioare îngenunchiat și Brother Stuber Hristos, Stuber Hristos, Stuber Nagaie, pentru că stai de vorbă cu vrăjmașul care îți vinde Stuber Nagaie și te înșeală. În vremea aceasta puneți încrederea în mine, pentru că vreau să te desăvârșesc și să te înședuiesc. Vreau și Brother Stuber lucrările care sunt întârziate și unele sunt oprite, Stuber Hristos, Stuber Hristos, să le dau înaintare și să las biruință. De aceea nu sta în loc. În vremea aceasta și Brother Stuber Hristos, mea este altarele să fie bine și luptați-vă, Stuber, și sfințiți-vă ca piciorul vostru, Stuber Nagaie, să nu fie prins într-o capcană. Că mulți jevuie, Stuber Hristos, mea este sac în ațipire, mulți sac în legături și jevuie Hristos străine, pentru că vrăjmașul i-a ademenit și jevuie Hristos din cap și până jos. S-a adus jevuie Hristos, Stuber Hristos, o formă de lucrare și caută și dau bun venit, Stuber Nagaie, doar cărui duc. De aceea în vremea aceasta prețuiește-o, în vremea aceasta luptă-te și sfințește-te, Stuber Hristos, să nevoiește-te să fii în totalitate pe cărarea îngustă, pentru că pentru timpurile, Stuber Hristos, care stau în față, vreau să te înarmez, vreau să-ți dau și vrie Hristos la o parte frământarea care de multe ori te cuprinde, de zorii zile și chiar în toi de noapte, dărmașul a prins punct și vrie Hristos, la unul fiecare în parte și în stiu vreme
vreme de încercare, este o vreme de luptă și de înaintare, căci pentru lucrarea care am promis-o, Super Christos Menai, dar ați luat cu ușurătate, n-ați cercetat Super Christos, cuvântul meu, intrați pe Gruia Super Menai în odăința și stați în smerenie înaintea mea, că nu va trece vreme multă și voi împlini, voi întări Super Christos Menai într-un plan de lucrare, că tot ceea ce vreau să desfășor între voi, voi face Super ca inima voastră să se bucure, apaceți-vă partea, pentru că vreau Super Christos Menai să răsplătesc pe pământ, vreau să binecuvântez, vreau să-mi îmbrac haină de medic, Super Christos Menai, vreau să tai legături străine, Super, și să ridic poveri de care de multe ori Christos te pleacă la pulberea pământului, de multe ori se cuibărește în inima ta, Super Christos Menai, duhuri și rătoare și străine, de aceea în vremea aceasta, Super Christos Menai, să-ți faci o cercetare și acolo unde te-ai oprit și vrei, Super, la greie din alergare, mărturisește-te înaintea mea, pentru că vreau să vrei, Christos, Super Christos Menai, să vă leg cu furia dragostei, vreau să las o unitate sfântă, Super Christos Menai, și să fac o lucrare care va avea răsunet și într-o parte și în alta, dar vechească și vreo alta, să vă separe, să vă trântească, Super Christos Menai, la pulberea pământului, pentru că pentru planul de lucrare, Super Christos Menai, va fi o luptă, o încercare pentru înaintarea, Super Christos, care eu voi îngădui eu și voi fi în controlul tuturor lucrurilor, ca lucrarea mea, Super Christos Menai, să aibă înaintare, biruință și voi să vă puteți bucura. Amin.